Ai văzut? Totul se întâmplă cu o zi înainte, pentru că mâine e sâmbătă. Mâine se întâmplă foarte multe lucruri importante pe care noi nu le putem celebra, aniversa, de care nu ne putem bucura mâine. Și atunci am zis, bun, ce zi azi? Vineri. Sâmbătă! Bravo, sâmbătă o facem. Lasă da. Așa. Bravo. Am făcut o sâmbătă. 500 de metri de jur împrejurul nostru s-a făcut sâmbătă. Ce? Pentru că am de luat chestii socoteli. Aude. Ce înseamnă chestii socoteli? Tort. Aaa, frumos! A, e greu că e... Începem în forță așa? Da, bravo. Nu facem și noi o... Ce? O prezentare, o urare? Păi o... tu faci prezentare, eu stau cu tortul mână. Bine, mă, dar hai să facem invers. E greu. Bine, atunci las. Doamnelor și domnilor, pentru că astăzi este sâmbătă. Da, pentru că astăzi este mâine. La mulți ani, Cătălin Crișan. Ușor, bune că nu vă nimic, mi-a zis Sergiu. Treaptă, 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 bravo. Și că una, atenție. Nu mai bine, ducem de paci. Da, da, așa, hai paci să nu mai... Dar ce aveți? Nu, acum vorbesc serios. Știi ce nasol e? Știu ce nasol e, lasă, că n-ai venit televiziunea este distrus. Lasă că e bine, dă-i înainte, dă-i. Două secunde, hai dă-i jos, că am făcut și noi la mișto intrarea, ce-ai? Ți-a pregătit un tort frumos, la mulți ani, Cătălin Crișan! Nu trebuia să vezi tortul, nu? Mamă, ce frumos, ți-a rămâne. La mulți mare ani. Drag, te pupăm, te iubim. Eu nu-s bețiv. Știm, știm, de asta ți-am și adus. Am vrut să te facem. N-am mai băut deloc niciun strop de alcool de un an jumătate. Oh. Deci ăsta-l deschid, pe ăsta-l deschid, da, mâine, când e ziua mea. Sunt două sticuluțe. Am văzut să mulțumesc. Putem să punem tortul aici. M-am speriat, am zis că cine, mă ține de o oră și ceva, de o oră, de o jumătate de oră afară, așa. Da? Da. Cu asta la ochi? Da. Păi să nu vezi tortul ăsta frumos. Da, ce frumos e, e super. Dacă îl vedeai, nu mai aveai nicio emoție. Să pun ochelarii, că nu știu ce, tu ești... Da, împărate, hai să ne așezăm. Am venit să mi te închid. Ești burțucul și tu ești ăsta? Da, da. Atâta de chiar vrei să-mi spui că ești? No, minus asta zic, minus 1, e jucărie. Așa mi-a ieșit mie media la purtare. Stai, că am uitat că te la microfon, m-am tâmpit. M-ați emoționat. Mi-a fost frică că-mi faceți nu știu ce, știi, că erau foarte nimic. Crispați acolo. În... Avem niște surprize, așa dar nu... Așa suntem născuți crispați, pentru că având în vedere vrei că prima noastră emisiune pe care o facem în avans, asta o înregistrăm. Vreau să vă spun ceva ce l-am făcut în 34 de ani de carieră. Ce? Sergiu îmi spune, vezi că intri pe undeva pe la 14:50. Să fii la noi, să pentru machiaj, nu știu ce. Ok. Ba. Și am înțeles 15:50. Oh. Și zic, mă, plec pe la 3 fără un sfert, că ajung pe la 3 și un sfert, până intru eu la 4 fără 10, am timp. Nu cred. Nu s-a întâmplat niciodată, îți dai seama ce mă înjurați. Și mă sună Mădălina, care n-avea nicio treabă. Zice, după aia nu vreți să facem un mic interviu, că da. E mine ziua noastră. Zic, bă, da, la 4:30 când ies, după... Care după... 4:30? Zice, păi, da, figurați la 3:50. Eram în chiloți acasă. Nu știi cum am plecat. Știi, sunt informații fără de care noi putem trăi. Nu, ca să nu crezi că eram deja... Eram curios, am făcut 22 de minute în loc să fac 45 până aici. Asta mă gândesc lucruri cu adevărat serioase. Ce culoare aveau chiloții? Chiloții, eu sunt daltonist, cred că în fața albi, în spate negri. Sau invers. Ești daltonist? Lumea. Păcat. Da. Păcat. Nu știu dacă e avea. Nu e daltonist. Nu e daltonist, okay. Dar e șachist. Eram cu asta, știi că e mai... Da. Eram cu asta, da. Frumoasă vârstă, frumoase lucruri. 53 de ani? Nu, e nici așa, nici așa. Cum e nici așa, nici așa? E la jumătate. E pe acolo, știi? Cum zic eu, că am scris asta a doua piesă de teatru și am terminat-o, nu știu dacă o să apucăm, dacă să o jucăm undeva, dar Dumnezeu să apucăm. Am zis, eu zic, oricum, acum, peste 50, viitorul meu e mai scurt decât trecutul, ceea ce e corect. E și nor... Da, așa e normal, dar nu e normal să fie așa? Nu e normal că să trăiești. De ce vrei să mă ducă unul cu căruțul așa? Până la 18 ani, Cătălin, nu ai înțeles ce se întâmplă cu tine. Până la 18 ani te-au ghidat diferiți cetățeni și cetățeni. De la 18 ani ți-ai luat viața în piept. Deci, practic, tu ai 32. Și până la 30, oricum ai trăit, cum ai vrut, deci de la 30 se pune. Asta de la 19. Experiența de la 19 ani am trăit cum am vrut. Păi da, până la 30, 35. A, da, până am trăit cum am vrut alții sau altele. Sau altele. Asta e, altele. Dacă e să pui una peste alta, femeile din viața ta, toate, au reprezentat un plus sau parcă te-ai orientat mai mult pe lectură? A fost mai mult o lectură, da. Da. Bineînțeles că au reprezentat la momentul acela, consideram un plus, știi? Tot așa, am în... Că dacă n-am ce face și scriu, unul dintre cele două personaje îi spune celuilalt, ce mă, nu-mi pare rău de ce am făcut și de ce am pierdut, da. Știi? Da.
E ceva ce ai pierdut? Am pierdut mult. Dar poți să faci de acum încolo? Da, am pierdut în primul rând mult timp. Implicându-mă în lucruri... lucruri care nu le meritau. Adică mi-am deschis, de exemplu, sufletul în fața unor oameni cărora trebuia să le închid ușa, de fapt. De exemplu. Dar știi că toată lumea pățește asta. Da, da, sigur. Eu vorbesc și de prietenii și... și așa universalile. Mai, și așa mai este. Departe. Da. Da. Sunt multe, multe lucruri care, pe care le-aș face altfel. Mâine, de exemplu, când e ziua ta, da, aștepți să fii surprins de cineva? De fiecare dată sunt surprins de cineva. De ce? Pentru că mă sună români, în afară de cei de aici, mă sună români din toată lumea unde am cântat. Uh-huh. Și sunt oameni pe care nu i-am auzit poate de ani și ani de zile. Și sunt sigur că cineva, mai ales că se va uita probabil, nu probabil, sigur la voi și o să afle, că mulți nu știu, nu mai știu când e ziua mea. Și atunci o să aud probabil voci de care da, o să auzi facă multe mare lucruri, plăcere să le aud. Alinuța, o să audă multe lucruri de care n-ar fi crezut vreodată că o să audă în scurtă vreme. Vorbește cu producătorul, ca să știți. Da, 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 păi da, mă-am dat asta, dar tu nu trebuie să vorbești în momentul ăsta, trebuie doar să asculți. Da. Adică uite-te așa și dacă, încolo uite-te și ascultă. Într-o sălbatică splendoare, ceahlăul a abuz, sunt uriași cu fruntea soare. Stop piano, stop piano. Cred că e Fimiu, Raris. Bă, da, de unde până unde s-a năzărit? Păi știu cum are taciu, cum spuneau dacii, cum are atingerea. Hai să mai auzim puțin, să vedem, că poate să fie Paula Selling, ia fiere. Poate să fie și Dan Grigore. Dacă mă întrebi, apasă... Apasă cu teamă, dar cu sensibilitate. Da, poate să fie Horia Brenciu. Nu, el la pasă cu teama. Horia, dacă, nu știu cum, dacă nu simte auzit nevoia, surpriza... Cred că e Raris, cred că e Fimiu. Să-i se audă vocea. Ia. Regăsesc cu nostalgie anii de copilă. E ușor, suplin de întrebări. Poți să vii aici lângă el? Hai, mă, sunteți somnoros, mergeam la școală, parcă îmbrăcat de gal și lipsit de hai că nu m-am așteptat la asta. Sunteți mari. Știu, anii trec și mi-e dor de ei. Au fost și buni și răi, sunt anii mei. Vreau să opresc pentru o clipă doar destinul dulce amar din anii mei. Hai, zi tu unul eu. M-am jucat printre cuvinte și n-am fost deloc cu minte. Doamne, ce copii eram. Nu știam ce rău, ce bine și ce dar mi se cuvin. Cum va fi, nu mă întreba. Știu, anii trec și mi-e dor de ei. Au fost și buni și răi, sunt anii ei. Da, surpriză! Vă invităm pe canapea noastră, pe amândoi. Uite, de ce nu m-am uitat ai... Dar eram sigur că ești acasă. Da. Flori, dă-i doamnei tăi. Stai să-ți fac rău și de un microfon ție. Hai să mergem pe canapea. Știe că l-ai educat frumos. Și hai să luăm un microfon de vorbit. Să... Uite, așa mi-aș lăsa și eu părul, dar nu mai am. Mă. Dar ai avut. Am? Și nu l-am lăsat. Înțelegi? Ce crezi că hai că asta da, surpriză. Păi zi tu. Mai ales că ei, generația lor, ascultă cu totul altceva și cântă de-astea moderne, nu ca mine așa. Spuneți-mi, vă rog, dacă ați pregătit vreo petrecere. Are la valieră, da. O petrecere pentru mâine? Pentru tânărul absolvent.
Ei sunt cu treabă, dacă trec pe la mine. Să fac o mică petrecere, că n-avem voie cu pandemia. Știu, tocmai. Și trec pe la mine, am câțiva prieteni și trec și ei. Gătești? Nu. Comanzi? Gătește la restaurant acolo, bucătarul. Stimați să respectați. Vrei să gătesc de ziua mea? Am zis că în calitate de invitat, Cătălin este minunat, dar să nu vrei să-i faci o surpriză. Deci ne chinuim noi, rari, săracu, vine prin vâj, prin spadă, prin baionete, se așează, pune... Începe să gândi. Ha, e fimiu. Atât mi-a mai rămas la vârsta asta, o ureche muzicală. Mă rog, ambele. Da. Hai să te văd cum se face la televizor. Dacă vrei să bucuri o bătrână de 53 de ani, te faci că nu știi. Da, mă, dar cu tine n-am fost niciodată așa. Hai, dreptate. Eu am fost sincer. Să face la altă televiziune chestia asta, când e cu mască și fără mască, că le cunoaștem din prima și formă... Spune-mi, te rog, i-ai povestit vreodată lui Raris întâmplarea noastră care ne-a unit pe veci? Nu mai știu, ți-am povestit? Nu cred. Stai că tu e un erou. Făceam un format în care el a fost aruncat din nefericire dintr-o barcă de un bou. Eram la mare. Da, la mare. Okay. A fost aruncat, deci să facă o glumă. Răcește el, face 40 de grade, după care urmează direct emisiunea efectivă. Era, Raris, o furtună cum n-am văzut în viața mea. Toate televiziunile și-au încetat emisia, în afară de noi. Eram cu... Bine, profesionistă ea, cei care o înconjurau, au zis, intrăm în direct obligatoriu, indiferent ce se întâmplă. Chit că murim aici. Eram pe plajă, era vânt, ne lua cu totul. Problema era că riscam să fim curentați. Și am zis, perfect, și așa. Eu 40 de grade. El avea 40 de grade. Bă, când venea câte o rafală de ploaie, ne băgam toți la Cătălin, care era călduț. El tremura că varga așa, dar era bun pe post de somn. Am dus-o până la capăt și a fost minunat. A fost extraordinar, da. Maria Cănece era și Andrei Gheorghe de Zuzon. Da, dar eu eram singurul cu febră, deci eram singurul lângă care puteați să vă încălziți. Da. Eu cred că de fapt... vremurile astea, dacă aveai febră, nu mai erai lângă noi de mult. Adică nu se mai încălzea nimeni lângă tine. De fapt, vreau să... Acum mi-aduc aminte bine, doar pentru faptul că am răcit și am făcut febră. Am intrat atunci în direct pentru că le era frig. Restul erau invitații adevărate. Ce spuneți? Îl invit pe tânărul. Încerc să eufemizez ca să nu se prindă lumea despre ce e vorba. Voiam foarte mult să lucrez cu tatăl tău în aceeași echipă. Și îl invit la o masă la care era și managementul. Unul dintre membrii managementului era oltean. Și acum facem cu ochiul mult așa. Era din Oltenia. Am înțeles. Se așează la masă Cătălin și zice... A fost vreo tâmpenie, nu? Primul lucru pe care zic, bă, știți niște bancuri cu Oltenia? Eu am simțit că mi se oprește. Așa am început cu... Asta cu semne subtile, nu? Bancurile cu Olteni, cu tibia albastră. Stai așa, că nu mi-aduc aminte ce bancă am spus, dar în momentul în care simțeam tot tipul că mă lovești. Și eu, fiind nebunit să spun bancului, i-am zis, nu mă mai lovi, te rog eu de istup. Înțelegeți? Nu am prins o secundă că n-am voie să... Am înțeles. Continuă, iartă-mă. A fost cel mai rău, după care a trebuit... L-au dat afară, n-ați lucrat, dar... Și ca să se recomande, zice, să știți, eu cânt muzică pentru oricine, nu numai pentru perfuzabili. Și m-a închis. M-a terminat, deci m-a făcut de băcănia amare. Stai că tu ești așa cinstit și cu tine? Adică dacă ești direct. Direct. Foarte direct. Din păcate, da. Foarte direct. Dar nu e din păcate, e din fericire. De ce? Că să mai supără pe mine că îi spun așa niște lucruri direct. Da, știe că îi le spun cu drag. Fiind și între cu noi, mare dragoste. E clar, da, că nu poate să zică cu gând rău. Că nu-i vreau rău. Da, exact. Deci... Asta nu înseamnă că ceea ce îi spun întotdeauna e bine. Așa cred eu. Acum, oricum, ei sunt mari și el și Daria. Practic, ei fac până la urmă ce vor ei. Pe Daria am văzut-o, am admirat-o. Da, eu le spun ce cred eu, că am o experiență, zic eu, destulă în viața asta, mai ales că, având meseria asta, cum aveți și voi, de altfel, în fiecare zi vă întâlniți cu alți oameni. Uh-huh. Nu e o muncă de aia de birou în care, din păcate, îți vezi aceiași colegi și, practic, habitatul și intelectual și verbal și e extrem de limitat. Și atunci e păcat să nu profiți de experiența unui om care a umblat toată planeta asta și s-a întâlnit de multe ori cu niște, eu știu, niște jucării sau niște glume sau niște minciuni pe care le-a fumat de mult. Ce apropo de fumat de mult. A. Lucruri pe care le-ai primit de ziua ta și care nu ți-au plăcut. Ce ai făcut tu cu ele?
Niciodată n-am dat mai departe lucrurile pe care le-am primit și nu mi-au plăcut. Seinfeld n-ai fost a re-gifter. Vorbește spaniolă. Re-gifter. Și spun și, vă spun și de ce. Acum vreo 4 ani de zile, bineînțeles că n-am să dau numele, am avut o mare bucurie, a venit un mare, mare chirurg invitat la mine și a fost, pentru mine a fost o mare plăcere. Și după 50 toți ne bucurăm când ne vizitează un chirurg. Da, dacă mai recunoaștem, da. Și când am ajuns acasă, bineînțeles că m-am uitat prin cadouri, cu toate că e foarte frumos să deschid cadou atunci când ți-l dă. Dar era lume multă, era altă, da, era voie pe vremea aceea. Și când am ajuns acolo, apropo de sticluțele astea micuțe de whisky sau ce sunt, era o sticlă de whisky frumoasă, foarte veche și scria așa: vă mulțumesc, domnule doctor, pentru că mi-ați salvat viața. Oh! Apropo de ce spui tu, știi? Păi, și atunci am zis, în viața mea n-o să dau cadouri pe care le primesc, nu... chiar dacă nu-mi plac nimănui. Domnul Cătălin, pentru că uite ce se poate întâmpla. Ați înțeles greșit, de asta erați doctorului în materie de muzică. Da, 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 da. Vezi, mă, de treabă. Adică, domne, piesa aia, tăi, eu mă oască, aia cu marea, eu zic, eu sunteți doctor, doctor pentru mine, doctor, docent în muzică, el asta a vrut să spun. Vasilescu! Da, da, categoric, categoric. Vasilescu! Vasilescu! Domnul doctor, domnul Cătălin, nu, n-ați înțeles mesajul, eu zic să fiți mai atent. Eu apreciez extrem de mult acele cadouri care sunt personalizate. Uh-huh. Adică, bă, dacă mi-aduci un chibrit, un chibrit, pe care scrie la mulți ani, înseamnă că ai... Te-ai gândit la mine. Te-ai gândit, ai muncit un pic. La, ai vrut să fie pentru mine. Asta îmi plac. Nu mă interesează cadouri scumpe. Mă interesează cadouri unde să se simtă... Dacă că a pus puțin... Da, știu. Dacă mai primești ceva scump și noi, poți să ne dai nouă, că noi suntem ok. Adică și chiar dacă scrie pentru domnul Cătălin Crișan cu dragoste... Noi știm să ștergem. Nu, că mă... Așa, nu vă luați salariile sau ce Dumnezeu? Bă, noi ne luăm salariile, dar tot timpul vrem mai mult. La salariu sau de la mine? Să fie primit. Taris, dacă ar fi să schimbi ceva la tatăl tău și el n-ar fi... Sincer. N-ar fi acu de față. Nu mă supăr, ai noroc. Că n-am cum să mă supăr. Ce ai schimbat la el? Părul nu se pune, nu? Ba da. Ceva moral. Moral. Ceva sentimental. Am început să încadă, mai am de două dușuri. Mai multă răbdare. Asta să zic. Corect. Are de toate aici. Da, știu. Uite, vă dau un secret din casă, pe care nu i l-am spus, că bărbații între ei așa trebuie să fie mai strong, așa. O să dea, trebuie să dea cu capul de viață și așa merg. Eu așa merg și taică-mi, pe principiul ăsta, bă, trebuie să dai singur cu capul de viață. Nu știu dacă e cel mai bine, dar eu cu el suntem mai acizi așa unul cu celălalt. Dar m-a impresionat și o să-i spun acum. Bineînțeles că știe mult mai bine să downloadeze programe, nu știu ce, și jucam șah. Și trebuia să-i punem o parolă. Și zic, pune tu o parolă. Asta acum vreo 3 ani. La mine totul se întâmplă cu 13, el știe, de când m-am născut, indiferent că mă duc într-un hotel în camera 13. Camera 13, în avion sunt 13. Numele meu, da. Cătălin Crișan face 13. Dacă adun literele, da, e ca la nebun. Dacă mă trezesc oricând, e și 13. Ceva probabil că se va întâmpla bine sau rău în viață, se va întâmpla cu 13. Și el zice, păi punem 13, normal. Da. Și zice, nu mă uita. M-a impresionat foarte tare, nu i-am spus atunci, dar m-a impresionat. Deci totdeauna că zice, când o să intri pe jocul ăsta și știi că ți-am pus eu, e așa, nu mă uita, treci. Nu-i frumos? Da. Foarte frumos. Și era mai mic, acum i-a trecut probabil. Acum schimbăm parola. Da. Mai lasă-mă! Uită-mă! 13. Cine cântă dintre voi doi astăzi? Păi nu știu, cine vreți voi? Eu, mie mi-a zis să pregătesc o piesă. A, păi atunci tu. Atunci tu, da, că ți-au zis că el a cântat deja și... Da, mi-ai făcut mare surpriză. Și oricum pe asta mică îl mai chemăm separat, ca să... Ar fi bine să faceți rating și eu zic la fel. Deci e cel mai bine așa. Îl chemăm pe el și... Stăteam și mă gândeam ce să vă cânt, apropo că de ziua mea. Am găsit o piesă, că vă spuneam data trecută, că am tot căutat așa prin studio, o piesă pe care nu le-am cântat niciodată. Și am găsit o piesă pe care am orchestrat-o, am compus-o, am orchestrat-o și am scris și versurile la o clapă. Abia am luat în clapa. Deci tot ce s-au auzit acum e vechi, e pe clapă, cântată de mine fiecare notă. Violoncelul, vioara, toba, nu știu. Dar cred că mesajul... Da. E foarte bun, apropo de ziua mea, de ce? Pentru că, de ce, dacă m-ar întreba cineva ceea ce n-ați făcut, trebuie să vă mai pregătiți, ce ți-ai dorit de ziua ta? Lucruri mici, un chibrit pe care să l-am întrebat ieri. M-a întrebat ieri cineva, că râdea Sergiu, zice, ce v-ați luat de ziua dumneavoastră? Tu ai mai pomenit așa ceva întrebare? Zic, un delfin. Asta zic. E foarte bun, da, de pluș. Hai că nu mai aveți timp. Bun, deci, practic, ceea ce am să vă cânt eu, versurile mai ales, se referă la ceea ce mi-e dor de cel mai mult, de oameni. De public, de mine pe scenă.
cam asta. Și până o, e un fel de auto CV. Da, un fel hai de că mai avem puțin și să hai că vă prindeți voi, că e în română. Da. Că suntem băieți deștepți. Da. E în română. E în română, nu e. Da. Am vrut în engleză, dar am lăsat-o în român. Cătălin Crișan. La mulți ani. La mulți ani.